Marius Creciu rămâne în continuare primarul municipiului Drobeta Turnu Severin. Acesta a avut un dosar pe rol, având ca fond un conflict de interese administrativ, iar procesul a fost câștigat definitiv. Marius Creciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, a câștigat procesul cu Agenția Națională pentru Integritate. Acesta a avut un dosar pe rol, având ca fond un conflict de interes administrativ. Procesul a fost câștigat definitiv, iar sentința judecătorilor a rămas în favoarea edilului. Marius Creciu a dovedit de-a lungul timpului că se poate face administrație în folosul cetățenilor, fiind cunoscut un om gospodar și implicat în comunitatea pe care o conduce. Proiecte importante au avut loc în Drobeta Turnu Severin în toate domeniile. Acesta și-a dorit de la începutul mandatelor sale un viitor mai bun pentru severinenii de toate vârstele. Modernizarea infrastructurii rutiere și construirea de creșe și grădinițe sunt doar câteva dintre obiectivele edilului. De asemenea, Marius Creciu a realizat ample investiții în cartierele mărginașe ale orașului, astfel încât în fiecare zonă din Drobeta Turnu Severin, cetățenii să beneficieze de condiții standarde europene.